mamă, n-are tată, la propriu trașcă. Și bate și profesionismă, cu simțul răspunderii. Da, simț. Că e caratist, știe a lovi. Da, văd. Hai să vezi tu, gogoașe, ce cotizație adevărată o să bagi, mă. Da, mă. Că omul... Omul... are nevoie de bani, mă, ca să o cucerească pe fițoasa aia. Ah! Cum i-ar norocul al dracu? Oficial norocul, mă, și... Nu, doar caporal, că Van Damme nu cheltuie banii pe femei. Din principiu, mi-a zis mie. Toci. Pe principiu al dracu, Van Damme. Zice-ți trece prin cap și iubițelul tău îți cumpără într-o secundă. Van Damme, hai să-ți dau o informație vitală. Salariul de sergent e doar cu 1,5 milioane mai mare decât ăla pe care l-aveai tu. Dar cine a zis, iubito, că o să-ți cumpăr din salariul meu de sergent? Dar din ce îmi cumperi, mă? Păi o să-ți cumpăr din... Din? Din... Din banii pe care iei tu cu japca de la soldați. Ha, nu-i așa? Că de acum e sergent, mă, îți permiți. Cine nu vrea să cotizeze, le-ai rupt un bătaie, nu-i așa? Exact! Exact, a? Adică cum să fie exact, iubito? Cine mă crezi pe mine? Pupăză sau mârlanu? Eu o să fiu cel mai milos sergent pe care l-a avut armata română în toată istoria ei. Și cel mai drept și mai bun. Aha, uh-huh, dintre traci. Dintre... Adică? Sunt niște strămoși de-ai noștri, Van Damme, cu care trebuie tu să începi să te cunoști, că e sergent. Și trebuie să te cunoști cu toată lumea, ca mârlanu. Măi, fata, dar nu înțelegi că eu nu o să fiu ca mârlanu? Eu o să fiu... un alt fel de șef. O să vezi. De-abia aștept, Van Damme. Dar ai grijă să nu fii prea bun, prea blând, că s-ar putea să mă îndrăgostesc de tine. Păi eu credeam că deja s-a întâmplat asta. Și care dintre noi o să încerce să se plângă la șeful? Pac! Îi dă vibranta. Vibranta, gogoașe, vibranta! Ce ne facem, pupăză, că o să ajungem șclavilul ăsta? Exact! Bă, eu știu cum am putea face să scăpăm din toată treaba asta, dar cu condiția să vreți și voi. Vrem! 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 Ce, mă? Șeful, eu nu mai suport târlănia. Nu mai suport! Tirania! Păi cum trăiești tu pe mine? Da, șef, are dreptate, niciunul nu mai suportă! Bă, voi mă amenințați pe mine, mă? Nu, șefru de târlănie noastră, ziceam! Pa dumneavoastră o suportăm, chiar ne place, nu mă? Nu mă, că ne place! Dumneavoastră sunteți cel mai bun și mai frumos și mai blând tiran din toată armata! Bă, tu nu-l faci pe șeful târlan! Șeful, eu de târlănia lui Van Damme ziceam, nu-i posibil așa ceva, dar nu-i posibil să taci. Nici bine l-ați avansat și ne-a omorât, șef. Ne-a rupt, ne-a rupt. Nu, mă? Da, șef. Mă bagă mai cu interpretare trâmpitului, că ești actor, rezi. Da, șef, ne-a rupt. Mie cel puțin mi-a cerut 85% din toți banii pe care îi fac la filmări. Ce, mă? Și nu numai atât. Mi-a cerut și TVA, și cea acciză, și taxa de prima șpagă, și pe mama, și pe tata, mi-a cerut tot! Și mie, șeful, mi-a cerut, de fapt mi-a spus că dacă nu... Ce? Cu e prajba? Șeful, mie mi-a zis că dacă n-am bani, să-i o dau pe bibilica mea să se antreneze cu ea pentru Ema. Se bate cu Ema? Bă, parcă ești... Nu, șeful, să antreneze la sex cu ea. Ca să fie competent în pat când o tăvăli o paiema. Când o cotârcești el, vedeți? Vedeți în ce teroare ne-ați băgat? Ce? Și dacă nu luați măsuri grabnice, să știți că pe noi le pierdeți. Nu, bă? Definitiv. Ce-ați făcut? Gata, e ca și terminat. I-a anulat avansarea? Nu, dar e pe care să o facă chiar în clipa asta. Șase. Fale, ia! Fale! E, bă,
Toate getrașii! Să trăiți, domnule gen! Ce-i asta, mă? N-a fost bine, nu? Mărlanul n-a fost sincron, nu? De ce, mă, de ce? De ce îți mă ajung de autoritatea lui domnul Sergen, mă? De ce mă uflați în port transpirațiș, mă, de ce? Ce jumătate, mă, linia, domnul cap? Ce să taci? Pupăză! Să taci, să trăiți, îmi cer scuze, că... Bă, voi ați înnebunit? V-a zis cineva să vă aliniați? Stați-mă liniștiți, că n-am eu pretenții de-astea de mare șef. Ia ziceți, care merge la o bere? Hai că vreau să-mi iut gradele, că știți cum se spune. Dacă nu le uzi, n-ai parte de ele. Mă, care mă ajută și pe mine să... Dispar fără ce, nu avem treabă cu domnul sergent. Iepuraș, te ajut eu. Voi completați biletele de voi ca să le semnez. Și ați rămas, mă, așa ca proști? Ce rămas? Corect, hai la bere! Stai, dracu, aici, tântălăule! Tu nu vezi că-i manevră? Vrea să ne întindă o capcană, să ne atragă în ea ca șarpele, ca crocodilul, ca reptilele astea cu care trebuia să te mai cunoști tu, mârlane! Vrea să ne întindă ca capna? În ce capcană să ne prinză popoză? În ce capcană? Băi, fraierilor, voi credeți că degeaba vrea să pară el băiat de gașcă? Băiat de băiat? Sigur a aflat că ne-am plâns la șeful și acum șeful e cu ochii pe el. Patreacu, de la cine să fie aflat? Nu, de la mine n-a aflat în niciun caz. Poate de la trașcă, că stai... Ce tori, mă, ce tori, ce? Crezi că nu știu că e bărnicătură cu nevastă, dar care e... Ce tori? Stai! Stai! N-are cum să fie trașcă, pentru că ați venit împreună de la șef. Corect, n-are cum să fie... Ce nu spui, mă, că nu ești? Îți place să te bat, ce ești, masochist? Deci n-am înțeles. Nu merge nimeni la bere. Ba, dacă stau și mă gândesc bine... La ce v-ai instigat, mă? La încălcarea grosolană a regulamentului de ordine interioară, să trăiți. Părăsirea unității fără acordul dumneavoastră. Consum de băuturi alcoolice. Și nu orice fel de băuturi, șeful, ci bere. Vă dați seama cât de mârșav este, pentru că știe că berea este feblețea noastră și nu putem rezista tentației, șeful. Dar noi am rezistat, exact ca eroii de la Termovile. Termopile. S-a fost doar 5, nu 300 ca ăia. Vă dați seama cât erotism zace în noi? Eroism în oi. În noi. Adică. Șeful, dacă nici asta nu v-a convins, eu... Ușor. Nu știu ce să mai zic. Ha-ha, să trăiți, șeful, aici erați? Bă, ce v-am zis eu, mă, vouă, să nu mai zice șeful? Bine, șeful, dacă nu vreți, nu vă mai zic șeful. Să trăiți, șef. Poftiți banii, șeful. Ce-i cu banii aia gogoașă? Păi, cotizația, că trebuie să mă duc eu la filmări și... Și e prea puțin? Bine, luați și poște. Mă gândeam că dacă sunteți unul, e mai puțin, nu doi ca caporanii. Bă, tu ești idiot? Sunt să trăiți, dacă mi-o ordonați. Țineți-mă, naibii banii. Crezi că eu sunt mârlanul sau caporal ăia? De asta merge țara asta gogoașă așa cum merge. Nu sunt vinovații aia care iau șpagă, ci voi, care o dați. Eu... Tu crezi că eu am nevoie de bani nemunciți, mă? De foloase necuvenite? Bagă imediat banii în buzunar. Da, să trăiți. Bagă-i, mă, la tine buzunar, nu la mine. Tâmpitule! Și dă că mașa aia jos imediat să-ți o calc. Nu vezi în ce hal arăți? Cum naiba tăi duce la oamenii acolo la filmare? Nu știu. Dă-o jos imediat. Calcați mie cam... Ce dracu ne facem cu asta? Ce ne facem? Popăză, pe mine nu m-ar diranja să rămâie șef Van Damme dacă se comportă cum s-a comportat până acum. Păi, Chiure, te-ai nebunit și tu? Păi el se comportă așa pentru că știe că îl ține șeful sub observație. Dar să vezi tu ce teroare declanșează după ce trece pericolul.
Bă, tu chiar crezi că ăsta e în stare de planuri de-astea diabolice? Și mai și chiorete. Păi tu ce crezi că face el când se concentrează la cărățile alea ale lui? Urzește planuri diabolice, fraiere. Dar știu cum să-l scot din pepeni. Dacă vă zic ultima bombă... Nu ne mai zice nimic, că ne enervezi și mai tare. Ia, săr cu 1 milion încoa, hai. Da, da, ce? Gogoașe, n-am timp să-ți explic acum. Oricum este spre binele tău. Doar știi că pentru tine mă zbat. Mai încoace. Alo, alo, că și eu mă zbat. Hai. Te-a ajutat să cureți cartofi? Nu că m-a ajutat. I-a și tăiat el cubulețe, cubulețe, cubulețe. Mie una nu vine să cred. Zău așa. Băiatul ăsta s-a transformat total de când e sergent. Zici că e ăla din Frumoasa și Bestia. S-a transformat pe naiba. O face doar ca să mă impresioneze pe mine. Că poate aud eu cât e el de bun și... Poate... Ce? Știi tu. Nu pot să cred. Adică nu concep. Tu și cu Van Damme n-ați polenizat încă? Tu îl ții pe băiatul ăla pe uscat de atâta timp? Bă, păi în cazul ăsta e și mai de lăudat comportamentul lui. Zău, dacă aș fi fost în locul lui, eu una mi-aș fi vărsat toți nervii numai pe subordonați. Că știi cum e, hormonii ăștia îți dau mii și mii de dragi de drăcușori, așa. Dar el, zău așa. Și tu, mă, să nu-i spui băiatului că îl ții atâta timp degeaba, că n-are nicio șansă, că ai de capul meu. Dar n-am zis că n-are chiar nicio șansă. Pentru iubita mea. Nu mai arde ca șocătele, că nu e zdravă la cap. Când o pune mâna Ema și cu Van Damme, să ce bătaie strag ăștia amândoi. Treaba ta. Auzi, mă, Chiorete, tu în loc să zici mersi, că mă zbat pentru binele vostru, tu mai bine ai grijă să-l chem pe șeful repede cum începe ăla să dea. Că eu nu știu cât rezist. Hai, te duci sau stai, că nu dau seama. Repet. A. Auzi, fată, tu și Van Damme ați... Nu, mă, de ce? Păi nu l-am văzut în viața mea așa de treabă. Și săritor și... Am crezut că a ajuns la struguri în sfârșit și e în extaz. Nu e cazul, da? Auzi, dar pe bun acum. Cât mai decât să-l ții, mă, de papagal așa? Că mi-e și milă de el. Cam cât ai tu de gând să-l ții pe Chiorete? Aici e o mică, mare diferență. Tu ești măritată, eu nu. Fine! Și o să-i spun că o... Că ce, mă? Că ce? Pentru iubita mea? Păi de câte ori să spun, mă, că nu sunt iubita ta? Dacă nu ți-a intrat ideea asta în cap până acum, lasă-mă că ți-o bag eu. Iubito, lasă-l, că n-are nicio vină. Cum n-am nicio vină? Cum n-are nicio vină? Buchetul e de la mine. Eu l-am trimis să ți-l aducă și să spună că te iubesc. Așa, ca să vezi că eu cu Pupăză nu mai avem nimic de împărțit. Ne-am opăcat. Nu-i așa, Pupăză? Da, tu chiar te-ai schimbat. Doamne ferește! Ho, mă, disperaților, că s-a rezolvat! Ce s-a rezolvat? Cu Van Damme o să iau gradele înapoi! Nu e luația! Vă imploram! Voi vă bateți joc de mine? Păi nu voi m-ați rugat? Fost niște dobitoc, șeful! Vorbește numele tău, dobitocule! Am fost niște... Dobitoc, șef, nu toți, dar, mă rog, ne-am lăsat manipula... Nu pot să zic cuvântul ăla, șef, că sunt o persoană educată. Dar ne-am lăsat duși de nas ca ultimii proști.
de către caporali, că ei sunt adevărații dictatori. Da, șeful, vă rugăm frumos, vă implorăm, nu ne mai lăsați pe mâna lor. În comparație cu ei, Van Damme este un sfânt. Da, șeful, e ca Iisus Hristos pentru voi. Ce trașcă? Nu mai sta în gâdul am, că trage curentul. Spune, șeful, ce vorbeați? Da! Lucrezi, ce mă împingi pe mine în gâdul am? Nu vezi că trage curentul? Ce-ți mă tragă pe mine? Spune ceva, șeful. Nu se mai poate face nimic. Am trimis deja ordinul de revocare la comandament. Nu! Nu! Îl regretați pe Van Damme? Îl regretați? Da! Da! Atunci, băgați, idioților! Hai! Lasă-mă, pupăză, mai lasă-mă și păi, să mai respire, să mai... Chiorete, ai nebunit, ai început cu sentimentalisme, mă? Păi dacă îi lași ăștia, o să ți se urce la cap! Corect! Ia, frecați-mă, frecați-mă, ai trecut de putor, frecați-mă, ia, hai, mișcarea! Opa, va veni și preferatul, mă! Ia și tu, mă! Ca să dați randament mai tare. Și tu să încep de la baie pe chestia asta, da? Marș! Oh, să-l pleznesc eu, domn sergent. Știu că dumneavoastră sunteți prea bun ca să faceți asta. Nu mai bine frec eu la baie, șeful. Te trăiți? Ți-am zis eu că o să țină fraiere. Și dacă se află, ce facem? Cine să le spună, mă, că ăștia n-au niciun interes? Ce să le spui? Astea sunt grade false. I le-am croșetat eu azi de dimineață ca să vă scot pe voi din rahat. Totul e să nu le spună șeful ălora. Șeful! Bă, voi nu înțelegeți că nu pot să-l mai repun în grad. Nu trebuie, șeful! Avem noi soluția! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Vezi tu acum ce cotizație adevărată o să bagi gogoașă! Omul are nevoie de bani ca să o cucerească pe fițoasa aia! Ah! Fii-mi iar norocul al naibii! Ce-ar norocul, dragă? Da! Băi, da, din cauza lui trage ăsta! Din cauza lui ăsta! Ce? N-a fost bine, nu? Mârlanul n-a fost sincron, nu? De ce, bă? De ce, bă? O, fratele, de ce stirbește o rută? Autoritatea! O rută? Ce de ce stirbești ruta, mă? Hai tu rute în cap! Domnul sergent, ați venit în poziția al 313. Pe ce rută ați venit? Noi aveai eu permis, da? Corect, hai la bere! Stai aici, tantărăule! Tu nu vezi că vrea să ne atragă în capcană? Nu vreți că vrea să... Eu vrăd! Tu nu știu dacă trălegi! Merge șelciune! Voala avansează! Voala avansează! La ce v-ai instigat, mă? La încălcarea grosolă... Deci... Dacă a început, George... M-am bălbâit, deci, scuzați. La ce v-a instigat, mă? Scuzați. Deci nu poți să spui la ce v-a instigat, mă? Reluăm. Știe că berea este feblețea noastră și face special ca să nu putem să rezistăm tentației. Dar noi am rezistat, șeful, ca eroii de la Termovile. A născut bistrețul. No. Mă, tu ai privit un Fluviu drept în ochi? Tu chiar crezi că Van Damme e capabil de planuri de-astea diabolice?
Și mai și mă, tu ce crezi că face când stă el concentrat la carățile alea de sus, de acolo, de unde stă el? El stă sus undeva. Stop. Hai tot de acolo. Auzi, mă, în loc să zici mersi că mă sacrific pentru binele vostru, tu mai bine ai grijă să-l chem repede pe șeful, că nu știu cât mai rezist să-ți mai spun o dată chestia asta. Spune, șeful, ce? Nu se mai poate face nimic. Deja am trimis ordinul de revocare la comandament. Nu! Îl regretați pe Van Damme? Îl regretați? Da! Da! E? Atunci, băgați idioților! Mai lasă-i, bă, popozești tu în pace, păi ce ai cu ei? Mă așteptam! Bă, Chiorete, bă, bă, tu ai nebunit, mă! Mai termină, mă, cu Sentali... Sentali... Oh. Cu... Cu tâmpenile astea, mă, Chiorete, mă! În cât suntem azi, mă? Nu știu. Bă, dacă nu suntem autoritari, să niște auzi. Hai! Hai de la ce în cât suntem azi, că în fiecare zi pătești același lucru. Hai! Că nu mai e nimeni în preajma ta. Nu, șeful. Vezi că operațiunea are cod roșu. Am înțeles să trăiți. Crema pe care ți-am dat-o este... Stați un pic, a intrat cineva. Șeful, să știți că caporalii iar m-a pus... Ca... Ieși! Ieși! Dar eu n-am făcut nimic! Ieși afară, a zis! A plecat? Da, să trăiți. Odoroc, sclerozat și bătrân, senil și tiran ce ești. Las că ți-arăt eu ție, mă! Ia de-mă asta încoa! E crema mea de bocanci! Așa și? Las că ți-o dau înapoi! Să mi-o pui în dulap! Ți-o pun mai bine, du-te, hai! Din momentul în care te-ai dat cu crema, ai 5 minute să atingi persoana a cărei înfățișare vrei să o iei. Și chiar o să arăt identic? Da, dar doar pentru 10 minute. Ai mare grijă. Ați testat crema? Normal. Dar verifică-o și tu, pentru că este un compus organic și depinde de structura ADN a fiecărui subiect. Și să nu o combin cu alt produs, pentru că nu-și mai face efectul. Am înțeles. O să vă țin la curent. Să trăiți. Ce faci, rinocerule, aici? Trebuie să ascultam să văd dacă e sau nu șeful înăuntru, că vreau să intru și dacă nu e, să nu intru. Păi nu e, mă, mai simplu să ciocă ninușe, să vezi dacă e cineva oba? E mai simplu, e, da. Păi ciocă-ne, mă! Eu? Ha. Intră! E, este! Păi intră! Hai! Intră! Să trăi, șeful! Iar tu, mă! Mărlane, sper că ai ceva important să-mi spui, că altfel te duci direct la carceră și ajutat de Bandam. Zi! Am venit să vă spun că... că... Gogoașa a pus mâna murdară de cremă de ghete pe clanța noastră și a năplăit-o. Ia uitați, uitați ce e pe clanță. Șterge-o. Am înțeles, trăiți, am plecat. Nu, mă! Clanța șterge-o. Da, să trăiți. Au zis, poți să-i dau și cu un pic de cremă de asta, că e... se curăță mai ușor. Băi, dă-ți crema la apă. Ce... Au, cumva... Pune crema înapoi! O pui, șef, uite, a stat-o, bag la fund, ca să nu ziceți. Ieși! Ieși! Am ieșit, o, că ieși, iar...
Salut, doamnă! Ce aveți, mă? Mă enervează idiotul ăsta. Diseară rămâne cum am stabilit, da? Desigur, dragă. Ah, te-am murdărit. Stai așa să te șterg. Ia uite ce, ia uite ce am. Am murdărit și eu. Momentul în care te-ai dat cu crema, ai 5 minute să atingi persoana a cărei înfățișare vrei să o iei. Mărlane, te simți bine? Să trăiți, domnișoară Cotelet! Vai, ce dor mi-a fost de dumneavoastră! Săr mâna, chiar mi-a fost dor de dumneavoastră! Nu ne-am văzut de ieri, Mărlane. Dacă eu când cum șad două ceasuri, mai mult de două ceasuri, mie mi se face brusc dor de toată lumea pe care îi cunosc eu. Dacă nu dau ochi cu ei să-i salut, nu mai dorm. Hai! Și acum scuzați că am lițit că treabă, sunt și întârziere. La revedere! Funcționează! Să-mi trag una așa, l-am luat cu deget. Dacă l-am cu toată mâna. Să... Ordona, șef. Caporale, păzești biroul ca pe ochii din cap. Nu ieși și nu intră nimeni. Uite, consideră cutia asta o armă secretă. Ai grijă de ea ca de drapelul unității. Clar? Da, șefu. Nimic mai simplu. Să trăiți, vă puteți baza pe mine. Al meu o să fie odată și odată, frumosule. Ce vrei, mă? Vă cheamă Emma. Hai, sictir, că mă cheamă Pupăză, băi. Emma, gagică ta, crezi? Emma? Te cheamă pe la ea, la dormitor la ea. Hai, sictir, din nou, că m-am întâlnit cu ea la prânz și nici nu m-a băgat în seamă. Ieși! Vandame, nu l-ai văzut, mă, pe Pupăză? E la șeful în birou. Păi auzi, nu te duci tu să-l chemi, să îl cheamă Emma de urgență până la ea. Că eu n-am voie să mă duc la șeful în birou, că mi-a dat interzis. Du-te tu, cheamă-l. Dar de ce îl cheamă Emma? Când mi-o spune, ți-o-i zice și eu ție, dar nu mi-a zis nimic. Ia-mă cum ar fi. Alo, ministerul? Să-mi trimiteți o mașină nouă, că nu mai vreau pe a comandantului, că e veche și nu-mi place, da? Urgent. Ce tare-i Pupăză. Sau cum ar fi? Alo, ministerul? Băi, să-mi schimbați toată mobila asta din birou, că eu nu mai folosesc pe alu Boșorogul la bătrân, da? Urgent. Mamă, ce tare sunt! Ia. Alo? Da. Ministerul? Nu, Pupuză, sunt eu, Van Damme. Auzi, mă, de ce te cheamă Emma până la ea? Mă cheamă? Te cheamă Pupuză, dar tu nu o să te duci. Că dacă te duci, faci cunoștință cu domnul.
Eu nu știu ce să mai fac pentru tine. Îți dau sufletul pe tavă și tu tot pe pupăză-l vrei. Mă, tu ești idiot. Eu nu mai vorbi cu pupăză de... Ce minciuni ți-a îndrugat, că-l nenorocesc? Dar sunteți și tătălău, scuzați metafora. Adică să te chepe gagica alea și să nu te duci, mă. Și sigur vrei acțiune, ca să-l oftice pe părnitul ăla de vandame, că-i certați. Mărlane, nu mai sunt certați. Nu? E, atunci înseamnă că vrea să certe de nou, eu m-aș duce mâncând pământul. Mărlane, știi ce cred eu? Ce? Că vrei să mă faci să plec de aici ca să mă retrogradeze șeful că am părăsit postul. Cine? Eu? Să nebunesc, uite, mă jur să n-am parte de... De gradele de sergent? Ce? Mă rog, de gradele de sergent să n-am parte dacă vreau eu așa ceva, că eu nu urmăresc nimic. Oh. Dar ce tot cauți, Mărlane? Ce cauți? O cutie de cremă, că m-a rugat șeful să-i o duc. Te-a rugat șeful? Da, vrea să-i facă masaj erotic nevasta. La 12 noaptea. Păi noaptea, ce ziua, noaptea să faci. Dacă nu credeți, duceți-vă și treabă-l. Ia să-l întreb eu, mă. Mă scuzați, șeful. E adevărat că... E adevărat că dai buzna ca idiotul fără să ciocă? E adevărat. E adevărat că ai lăsat biroul nepăzit? E adevărat. Șeful, stați liniștit, pentru că arma pe care mi-ați dat-o în consemn, arma aia secretă, e la mine, șef, uitați. Păpăză. Cutia aia era o figură de stil. Misiunea ta era să păzești birou cu tot cu cutia aia. Marș în dispozitiv și vorbim noi mâine dimineață. Ieși! Că da, șeful, să trec, să rămână doamnă. Tu erai. Unde-i pupăză? La șeful. Bine, când vine să-l trimiți urgent la mine, da? Da? Da! Păi ești nebun! Asta chiar are chef de ce inspirat sunt să trag o minciune exact pe ce are ea! Ce cauți, Mărlane? Am caut cât cai, la! Caut! E, ma, să știi că i-am zis, dragă, i-am zis... Opa! Care v-a să zică? Crema era la mătăluță! Deci ei despre treaba asta, a? Că te nemăresc acum! Păi, șate-te cu asta! Pupoază! Acum să ne facem gigea. Ia, așa. Tot n-a venit ăla, mă? N-a venit ăla, n-a. Să dea dracu să nu-l trimiți la mine, că te crabă! Îl trimiți. Cum mi-a trecut glonțul pe la urechi? Așa, madam, dai par și vește, hă? De când te-ai înhăitat cu bruta aia de Van Damme, te crezi soldat universal. Te-ai și îmbrăcat adecvat. Și mă, și bazi, nu? N-am dat eu, mă. Emma! Da? Păi atunci, ia! Așa, mă, ca să fim chit.
Păi ce crezi, mă, că dacă ești muiere, eu nu știu să mă apăr. Ah, ia uite bă ce monograd. Ce ai făcut, Popoză? Ia a început. Ia a început, a? Jeful, vă place? Nu, Pupăză, pentru că nici n-am apucat să încep. Pentru că intri tu din două în două minute, ca nesimțitul. La ochi mă refeream, șeful. Ăsta e rezultatul faptului că i-ați dat nazlul brută aia de Van Damme. Bine ți-a făcut, mă, bine ți-a făcut. Și fii atent, că îl chem să ți-l umflești pe celălalt dacă nu ești. Ești! Băi, dacă mai intri o singură dată, te împuși. Ești! Ești! Iubito, iubito, trezește-te că mă sperii. Emma, Emma! Ce e, mă? Ce faci, mă? Păi, idiotule, crezi că dacă te mozolești cu mârlanul, mă faci geloasă? Ce-ai făcut, mă? Mersi, bine că ai făcut totul, că trebuia să o fac eu și e păcat de manicură, abia mi-am făcut-o. I-au intrat fițele de șef în cap. Ah, idiotul naibii. Bă, Pupăză, eu zic să nu lași lucrurile așa. Că bruta, dacă simțește miros de sânge, mă, ăla nu se mai oprește. O să ne șchilodesc ca pe toți. O să ne ieși pe conștiință. Corect. Las că arăt eu cine-i șef. Da, și eu te încurajez. Auzi, mă, Pupăză. Mersi, Doamne. Ia, să mai dau eu încă un pic, că poate dacă dau mai mult, ține mai mult de 10 minute. Te faci că dormi, a? Ți-e frică să mă înfrunți? E să dea dracu să mai faci pe șeful cu mine, că te omor, mă! Și eu la fel, mă! Te nenorocesc, mă! Idem! A, ai apărut Pupăză! Auzi, mă, idiotule, mă! Ce trecu să bătâluiesc, Draven? Lasă, că dacă nu dau eu primul, dă ea, că mi-a mai luat-o astăzi odată. De ce dai, Faniel? Stai aici. Dar unde te duci? Am o surpriză pentru tine. Hai, mă, ce mare brânză! Doar intri, dai noroc cu el și gata, s-a rezolvat! Imediat! Da, da, da. Ce faci, mă, aici? Să-mi las ceva, aveam ceva de vorbit cu șeful, să poate? Repede, mârlane, că avem treabă! Repede, șefa, că avem... Rămâneți cu noi, revenim imediat! Ha ha ha!
Trăi, șef. Opa. Ia uite la ce s-a gândit perversa mea mică. Auzi, dar de unde ai luat uniforma asta? Că pare a fi al lui Mârlanu. Șeful, eu sunt Mârlanu. Jucăm roluri. Și eu trebuie să te pedepsesc pentru că ai fost necuvincioasă cu șeful, ha? Minou-mi coace. Na. O brăznicătură mică. Na. Îți place, șefule? Îți place? Popăză, ce ți-ai ieșit să nu mai intre aici, mă? Pardon, șef. Caporale, ai grijă de biroul ăsta ca de ochii din cap. Nu intră și nu ieși de aici. Clar? Nu. Stați un pic. Nu intră și nu ieși. Nu intră cine și nu ieși eu. Da, mie mi-e clar acum. Dar mai intră o dată. Cine nu intră? Nu ieși. Nu ieși și nu intră nimeni, da. Ordonat, șef. Caporale, ai grijă de biroul ăsta și îl păzești ca pe ochii din cap. Nu intră și nu ieși de aici. Da, iară mi-a intră. Nu intră, nimeni nu iese. Știu, deci eu știu. Nu mai... Ce mai spune, mă, că eu știu? Eu stau aici, am grijă de el, ca de ochii din cap, și nu intră și nu ieși. Acțiune. Hai. Merge și acțiune. Lată. Da. Apă, pa, băiatul tot, hai, da. Vă place, șeful, vă place? Nu. Pupăză. Pentru că apuși... Nu! Stai, cum te cheamă? Cum te cheamă? Nu! Cine? Stop, dragi! Mulțumim! Ce voi, mă, Pupăză? Bă, tu nu ești dreavăn? Lasă, că dacă nu dau eu primul, dă ea. Că mi-a mai luat-o azi odată. De ce dai faniul? N-a fost. Ce-a făcut, dar cinci? Dar de ce în tabără aia șeful? Pentru că avem informații că Bin Laden o să ajungă acolo. Dacă îmi confirm, în 10 minute avioanele noastre or să fie deasupra și orat. Și dacă nu-l găsesc în alea 10 minute că ține efectul cremei, că tabăra e mare. Colonele, ai cremă pentru 2 ore de deghizare. Sper că n-ai consumat-o, nu? Ce misiune, mă? Nu știu, șefa, dar crema aia minune sigur era pentru misiune. Alo, mămică, scuze-mă că te deranjez, dar m-au prins teroriștii. Că nemen Nicola de Pupăză mi-a înlocuit crema cu demachiant. Air raid! Stop the bombardment! Stop the American crime! Pupăză, dacă scap de aici, te omor, tineră, nu trage, nu trage! Postul Al Jazeera a difuzat această știre. Dar de ce să mă omoare, șefa? De ce? Eu habar n-am de crema, nu știu cum arată, nici măcar nu știu cum se trage! Dar nu vreau să mă omoare, dar de ce să mă rog, șefa? Dar de ce să mă rog, de ce să mă omoare pe mine? Pupăză, dacă nu taci, te omor eu înaintea lui. Am tăcut! Ce?
Ce contează din cauza cui a fost prins? Trebuie să le liberăm neapărat! Păi normal, dacă să vin aici să mă omoare eu care să ne vin urmat, ca să scăpați de cadrele competente, dar să scăpați... Dar bineînțeles, șefa, că mergem să le liberăm, dar spuneți când vreți să plecăm, dar se poate? Haideți, mă, ce stați așa? Go to pipi. Too late. Do you have another? Please. No. Sorry. Conform fotografiilor făcute de satelitul american, se pare că prizonierii sunt în clădirea asta unde e omulețul. Vedeți, mă? Da? Bogoașă, tu te ocupi de... Dar îmi pare rău, eu nu pot să mă ocup de nimic pentru că eu trebuie să fiu musai la filmări. Gogoașă, poți tu să-l lași pe părintele tău în mâna teroriștilor, mă, să-l beregățească ăia? Poți? Nu pot, șefă, dar pot ăștia să se ducă să-l salveze. De ce eu? Șefa, înțelegeți că eu trebuie să fiu musai la filmări să fac bani? Că șeful să se întoarcă de acolo pricăjit și subnutrit? Și cui credeți că o să indexeze cotizația ca să-și cumpere vitamine? Nu mande! Ah, corect, are dreptate. Lasă-mă că are cine să le libereze. Mârlane, preiei de aici, fii atent. Păi nici ori pot să merg. De ce, mă? Nu, sunt bolnav, șefa. Am temperatură 44,10. Dacă nu mă credeți, uite, mergeți, întrebați-o pe domnișoara de zile. Că era la ea cabinet când m-am văzut în ce hal eram. Mârlane, mă, tu arăți din ce în ce mai rău, mă. Hai, vino să-ți fac niște injecții. Tot în fund. Păi, dar tu n-arăți deloc ca om bolnav. Păi fac pe sănătosul ca să... Nu mă duc la analize, că acolo la analize mă-mi bagă, mă înțeapă cu acu. Eu, până afară par perfect. Dar pe dinăuntru, pe interiorul meu intrinsec, eu sunt pilav, șefa, credeți-mă, chiar am febră, pune-mă mâna să vadă șefa. Ați văzut ce arde? Păi și atunci care mergeți, mă? Mi-l lăsați să mi-l gâtui aia chiorete. Ha, nici într-un caz, șefa, eu am foarte multă treabă, să știți. Lăsați, șefa, că merg eu. Mă, cu un karatez nu se face primăvară, mă, mai ești și îndrăgostit cu capul în nori. Ai auzit, tema? Știe toată unitatea. Voi, în loc să vă bateți care să-l salveze, că e loc de avansare instantanee, voi haideți și eu, ce vorbi, ce vorbești, pupă, să eu merg, ce faci tu? N-ajunge că l-ai sabotat odată pe vrajnicul și nefricatul nostru comandant de oști. Mai vrei și a doua oară să-l nenorocești? Bă, umflajule, tu nu înțelegi că n-a avut nicio treabă cu crema aia? Minte, șefa, nenorocitul a simțit damfa avansării și vrea să meargă el. Dar cât să meargă el care e suspect, mai bine merg eu care sunt bolnav și le dau boala și la teroriști. Ce? Ce vorbești, gogoșarule? Unde te duci cu febra aia mare, 84,79? Unde să te duci? Să le șii ca tontul pe acolo, să ne dai dracu misiunea. Pe cine să salvezi tu, bă, râtane? Dar ce unde vrei să mergi, bă, cet, care n-ai mers cu salvarea viața ta? Vrei să mergi în operațiune de salvare acum? Ai mers decât cu caple, cu cai la păscudă, în râme, la mama dragul de-ai fost. Am fost, dar știi ce vajnic călăream, bă, pe capră, precum John Wayne pe vacă. Dar nu știi tu, bă, târpane, bă. Ce l-ai uscotei pe solta pe uliță cu o viză tricoane la vacă? Să se belegine și făcea freza dreapta, stângă, o ligea vaca pe... N-a cu rujul trecoane, n-a cu rujul. Are dreptate, unde vrei să duci tu, mă, cu vaca aia de solta care are oglindă în cap și se boiește cu vaca pe să unde? Să ne învață pe băți, dar tu n-ai treabă, mă, sabotoarele, că îmi par că... Ce? Mersi. Merge toată lumea. Mă rog, mai puțin pupăză. Adică de ce să nu merg eu? Nu v-am spus că eu nu sunt sabotor, n-am avut
nicio treabă cu crema, de ce să nu merg eu să salvez? Dar de ce să nu bă? Bandame! Pentru că eu pot să salvez! Eu pentru că trebuie să fiu... Și explic eu mai târziu de ce nu poate să meargă. Iepuraș, du-l la carceră și ai grijă să nu iasă de acolo. Că poate dă naiba să te ducă după ăștia și dacă îl vede George, îl împușcă direct. Deci, cine merge? Doamne ajută! Spune că așa o să ajungă mai greu la jugulară. Walter? Yes, please. Food? Nothing. Okay. Bă! Bă, dați-mi drumul, bă, că n-am făcut nimic! Bă, hienelor, bă, dați-mi drumul! Bă, dați-mi... Nu mai țipa ca disperatul, că nu e nimeni în unitate! Au plecat cu toții de 3 ore! Bă, Iepuraș, dă-mi drumul, că dacă nu particip la salvarea lui șeful, chiar o să creadă că l-am sabotat! Hai, dă-mi drumul! Nu pot! Am ordin să te țin aici până vine șeful. Păi, Iepuraș, tu ai nebunit, tu nu înțelegi că asta este șansa mea să-i dovedesc că sunt nevinovat? Iepuraș, cum să fac ca să te conving? Ar fi o metodă. Pii, unde mă tragi cu ăsta? Nu știu, domn caporal, să mă duc după el? Du-te, cum să nu stai aici, că acum pleacă avionul, 5 secunde de decolare. Păi ce ești, mă, ăla aici o fi făcut târșeală, că nu știi că el e copil mic acasă, probleme. Dacă îi prește aia creierii pe acolo, mă, păi să toace acasă, nu moare e până cu bătaia. Bârlane, Bârlane, deschide! Bârlane, deschide, că pierdem avionul! Mârlane, deschide, că te omor de norocitule, deschide, mârlane! Iepuraș, lasă-l naibii de sex, că de la faci și cu trașcă! Uite, îți dau 10 milioane! Super ofertă! Așa ceva nu mai prins de la mine nici într-o mie de ani, că doar mă știi că sunt Dumnezeul chitroșilor. E bine, 10 milioane? Nu. Am zis sex, sex rămâne. Hai mă, pupăză, ce naiba! Dar nu m-am dezbrăcat degeaba. Vrei să răcesc? Hai, te rog eu. Bagă și tu un orgasm, două, acolo, că nu dai de la tine. Ia zi. Deschid. O facem când mă întorc, că mă grăbesc. Șase, cinci, patru, trei, doi, unu, tartel! Cheia de la poarta verde e la mine, dragule. Vezi? Ăsta e defectul tău, pupăză. Mă crezi proastă, deși eu nu sunt. Și fiindcă ai încercat să trișezi, mai bagi un orgasm. Penalizare. O să mor. O să mor. Dă, Doamne, măcar să aibă cuțitul ascuțit să nu sufăr. Who is this woman? My wife. Wife? Give me back the photo. Hey,
Haide, haide, Marta Marlena! Haide, mă, Marta Marlena, roh! Roh! Ța! Ța! Haide, Marta Marlena! Haide! Doamne! Te hapă, haide, Marta Marlena! Hai! Ei, haide, Marta Marlena, băs! Haide, Marta Marlena! Passport, please. Just a moment. Bă, băieți, nu mi-ați văzut pașaportul, că... A, bă, vandame, te ții de cioace, tomahu. Bă, tu faci mișto de noi. Nu, domn caporale, l-aveam în avion. Mai taci din gură, mârlane. Domn caporale, zic că ăsta vrea să ne descosti pe domnul ăștia, să ne facă... Hai mai bine, nu mergem noi înainte. A, da. Vandame, rezolvă și ne prinzi în urmă, bă. Domn caporale, nu mă lăsați aici. Nu mă omorâți, vă rog frumos, nu mă omorâți! Am cât un gros acum, mai lăsați-mă vreo două zile să mai slăbesc, ca să-l puteți lua așa, ca la găină. Nu de decapită mai. Știți românește? Doar eu, băi, că am făcut medicina la voi. Ca să vă tăiem gâturile mai ușor. Nu! Ia spune, măi! Pe cuvântul tău, dumneavoastră, că asta este nevasta ta, așa cum mi-ai spus tu mie? Da! Asta, da! Aia e sursa! Marlena! Marta, Marlena! Hai, Marta, Marta, că nu-i hăb, Marta! Nu! Ai mare noroc, măi! Șeful e un mare fan al nevastă ta! Ani s-a făcut culle film, are făcut culle. N-a pierdut niciun film cu ea, o știe și pe din afară și pe dinăuntru. Păi da, nu-i hebe hici, nu te tic de troh. Spune că este zeița sexului și în semn de admirație te eliberează. Bă, stare de șufe oahad sura, o ea câtă pe mal mărsa. Dar se aduce o poză de-al nevastă ta cu autograf pe spate. Pe spatele cui? E părașa. Uite, facem altfel. Îți dau 20 de milioane și un sărut de 5 minute. Franțuzesc. Cu limba. Nu, bă, îți pierzi timpul. Aia deja au plecat de 6 ore. Dacă îl salvează pe șeful fără tine, ești un om mort. Nu mai bine facem cum ți-am propus eu de la bun început și scap și sub 5 minute. Bine obsedat-o! Stai! Dar fără sărutul, da? Bine, disperatule! Hai, domn caporal, faceți timp deodată, că încolo nu mai opresc! Nu ești treabă la cap, tu nu înțelegi că nu mă întrece deloc, deloc? Trebuie musai neapărat, domn caporal, că dacă ajunge la aia unitate, scoate rușinicile să ne pipilăm, ne vede ea că nu suntem tăiați de jur împrejur și ne desconstipăm că nu suntem arat. Așa și? Păi și musai neapărat să faceți acum, hai! Hai că faci tu dacă nu puteți! Cum? Mai lasă-mă dracu, că știi că ai mâna aia rece! Nu cu mâna, domn caporal, cu vorba, că-i vorbești frumos! Fă pipi că vine trenul, 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 fă pipi că vine trenul! Trenul, că fac pe mine! Așa că zici, fă pipi că vine trenul! Lasă dracu trenul, n-auzi! Fă pipi că vine trenul, fă pipi că vine Ha ha ha!
iepuraș. Am zis, fără săruturi, da? Știu, pupăză, dar nu mă pot abține. Dacă vrei să pleci, rabdește măcar 5 minute. Ce faci tu aici? Șerpu! V-ați întors? Exact, pupăză. Ca să mă țin de cuvânt să te omor. Sabotor nenorocit. Haide, șeful, ce naiba, nu putea să mai întârzia și noastră 5 minute? Șeful, vă rog, eu nu m-am pușcat pentru că nu v-am luat o cremă, vă jur, șeful! Mși! Ce am de hade? Mă arp și am de șuf și am să uit. Buena cu culdaini! Na. Arid wahed, arid asawi film uia. Roh, tic dar troh, roh. Ah, acolo. Sufim și. Allah Akbar. Șeful! Șeful, sunt eu, sergentul Burlanu. Mă rog, în curând. Șeful! Ai pe unde ești? Șeful! A plecat șeful de Dumai. A plecat, ha? Mișcă de aici. Mișcă de aici. Mișcă. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Să moară dacă am vreo legătură cu NATO, cu armata. Sunt arab 100%, mă, dar am avut gagică româncă și am uitat limba. De mortu, măi! Și asta ce e? Aia hârtie! Dar nu-i pune că întinde! Tu ai mers tu vreodată cu salvarea mea, să mergi la acțiune de salvare? Tu ai mers la capre, la astea, cu căruța, cu cai, țărane! Da, dacă Joe mai călare, tâmpitule! Da, dacă Joe mai... Ce mai salvat Joe mai? Aveam pistoale! Da, dar mergeam călare pe capre precum Joe mai, bă! Hai, mai dă-o, că nu mai mă uit. Nu mă uit la capre. Da, dar știi ce țanțoși eram, bă, pe capră? Unde să stați cu țanța la... A zis că nu se uită, dar nu știa pe asta cu țanțoșul. Da, bă, dar eram țanțos pe capra precum John Wayne pe vas, bă! Știi tu! Ai un mare noroc, să știi. Jevo este un mare fan de-al nevastă, da. Are dreptul malhane. O știe și pe dinăuntru și pe din afară. Ei, are dreptul. O știe și pe din afară și pe dinăuntru. O știe, deci asta e quantă. O știe pe din afară. Și pe dinăuntru. Să
Samoriu, dacă a vreo legătură cu armat, au mai puneți doamna asta, că e grece și mi se coșuri pe ceafă. Nu râde, nu râde.